Pol, știi ce n-am, Pol? N-am nicio lingură, nici un polonic, numai cuțet. Bună ziua! Bună ziua! A, lemnele, încoace! Lemnele! Chiar aici! La descărcare, vă mulțumesc! În pauza de masă sau după serviciu? Recomand! După serviciu! Recomand rece! Iată-ne aici. Salut! Salut! Sunt Traian. Elena. Elena, ești gazda acestui colț de rai. Da, foarte bucuroasă să vrem să-ți, mulțumim pentru faptul că ne-ai primit cu brațele deschise și vrem să-ți mulțumim prin a te servi cu ceva delicios pe final de filmuleț. Abia știu, dar ce o să gătim? Gătim chili con carne aici, în satul moldovenesc. Prieteni, nu sunt expert în istoria și bazele gastronomiei și nu prea am idee ce găteau strămoșii noștri acum 500 de ani. Însă cunosc o rețetă pe care o găteau acum câteva sute de ani păstorii americani care în filmele lor par niște cowboy neînfricați. De fapt, erau niște angajați, niște păstori care trebuiau să mănânce și ei ceva. Și uite așa a apărut rețeta chili con carne, pe care o vom găti aici în satul moldovenesc. Vom încerca să personalizăm un pic această rețetă cu nuanțe tipice acestui teritoriu minunat. Îmi pregătesc masa de lucru, nu înainte de a agăța și ceaunul. Ianeci nu vse schista va liste. Perfect. O să-mi aranjez pâinea, pentru că atunci când pâinea e pe masă, toți înțeleg că iată, vine și mâncare. Perfect. Deci, aveți nevoie de 2-3 ardei grași roșii, 1-2 ardei iuți chili, i-am aici, carne. Vreo 500 de grame de tocătură de vită. Pentru a personaliza un pic această rețetă, voi adăuga 2-3 prune pe care le-am văzut mai devreme aici. Arată extraordinar. Dar una tot și o să mănânc așa. Dulce acrișor. Două cepe. Condimente. Piper, sare. Boia dulce. Coriandru mărunțit. Neapărat, usturoi, frunza de dafin. Prieteni, începem prepararea. Atunci când gătim la ceaun, e important să tăiem legumele mai mășcat, pentru că temperatura e mult mai mare. Puteți să folosiți și ceapa roșie. Mie îmi place ceapa albă, îmi pare mai suculentă. Dar, de fapt, secretul este simplu. Cu cât mai mult ceapă adaugi în friptură, cu atât carnea e mai suculentă, mai moale. Dar, în general, gustul e... E wow! Usturoi! Mai am noroc de usturoi de casă până prin noiembrie-decembrie. După care vine usturoiul din China sau cine știe de unde. Îl strivim ușor și îl voi adăuga cu tot cu coajă. Acum eu zic să ne apropiem de ceaun. La foc iute de tot, prăjim carnea tocată. Adăugăm un pic de ulei. Punem carne la prăjit.
Amestecăm bine. Mereu iau o mănușă cu mine, pentru că astfel e mai ușor să amesteci în și să apuci oala asta fierbinte. Amestecăm, amestecăm și adăugăm condimentele. În primul rând voi adăuga piper negru, proaspăt măcinat, am aici un mix de boabe. Voi adăuga coriandru mărunțit și paprika dulce. Coriandru. Amestecăm. Ce aromă! Între timp, să mă hidratez și eu. Iar acum, prieteni, după ce am rumenit un pic carnea tocată, tăiem cu bulețe prunele pe care le vom adăuga în ceaun. Astfel, carnea tocată va fi îmbogățită cu sucul ăsta de prune crescut aici pe meleagurile Moldovei și a satului moldovenesc. Nu sunt răscoapte, sunt ușor acrișoare. De asta am nevoie. Acum e anotimpul perfect pentru a folosi prunele în prepararea bucatelor. Acum vom adăuga prunele în ceaun. Ce aromă! Voi adăuga un pic de bere. Iar acum, prieteni, lăsăm să fiarbă până se evaporă berea și sucul de prune. Ceapa e tăiată. Acum, prieteni, voi adăuga frunza de dafin și usturoiul în cămașă, direct în acest bulion, să fiarbă un pic. După cum vedeți, prunele sunt ușor fierte, însemnând că au fiert în propriul suc, plus un suc de carne, condimente, usturoi, frunze de dafin. Delicios. E bine aici, prieteni, puteți veni în orice weekend alături de familie, să gătiți ceva la ceaun sau la grătar, după care să vă cazați în aceste minunate căsuțe. If you need me, I believe that we can grow. E timpul să scoatem carnea tocată din... Stai, băi, dar unde am pus? Hai, uite-o, tărăc. Așa, stai un pic. Hai, scuză. Mergem! E timpul să scoatem carnea tocată din ceaun. Așa, îl luăm de pe foc. Și îl golim. Punem totul într-o farfurie. Prieteni, nu pot să redau în cuvinte, să descriu în cuvinte ce aromă simt acum. E ceva nepământesc. Acum vom pune ceaunul la foc și ne vom ocupa de celelalte produse pe care le avem. Ceapa tocată, pe care o adăugăm imediat după ce adăugăm uleiul. Dă, Doamne, în viața asta splâng. Numai de la șeapă. Acum, prieteni, vom tăia cu bulețe acești ardei grași. Sunt de la mine, din grădină, și sunt ultimii. Îl scutur de semințe. Acum, prieteni, foarte ușor, desfacem ardeiul, tăiem fâșii, după care cu bulețe. Vom adăuga ardeiul în ceaun. Amestecăm, prieteni, și adăugăm ardeiul. Acum, prieteni, atenție! Vine și condimentul principal, ardeiul chili. Câți folosesc? 2 sau 3? 2. 3. Lisiuța, nu? Să vedem dacă iute. Mirosul, da. Of, Doamne! Bere, bere, bere. E foarte iute. Bă, voi, serios? Iute. Prieteni, scăpăm de aceste semințe, scăpăm de codițe
și de semințe. E prea iute. Eu cred că voi adăuga doar un ardei. Doar unul. Adăugăm și ardeiul chili. Eu zic că e timpul pentru pasta de roșii. A, mă, eu la început n-am zis că eu mai am niște pașa. Poate acum să le filmăm, scuză. Vom adăuga neapărat și fasole roșii. O doză de fasole e suficient pentru două porții de chili con carne. Așa cere rețeta originală, dar atunci când gătesc acasă, adaug și un pic de porumb conservat. Fiica mea adoră porumbul dulce conservat. Pentru o culoare mai intensă, vom adăuga pastă de tomate chiar acum. Bunica mea mereu prăjea pasta de tomate, zicea că astfel mâncarea e mai gustoasă. De aceea, atunci când adăugați pasta de tomate în tigaie sau în ceaun, acestea trebuie să fie încinse bine. Da, într-adevăr, o aromă de roșie prăjită. Acum, prieteni, adăugăm fasolea cu tot cu lichid. După ce am adăugat fasolea, e timpul să adăugăm carnea pe care am prăjit-o mai devreme. Mai bine zis, tocătura. Această tocătură aromată. Această tocătură aromatizată cu prune moldovenești. Voi adăuga un pic de apă. Iar acum, prieteni, lăsăm la foc domol să fiarbă ușor, până se reduce un pic acest sos, transformând totul într-o cremă cărnoasă densă pe care o vom unge pe această pânică proaspătă. Să văd dacă e destul de sarat. Mama mia! Deci nu vă imaginați ce vă așteaptă, prieteni. Ne-am uitat mojarul acasă, de aceea astăzi vom adăuga separat sarea și câteva oabe de piper. Wow! Vai! Numai nu-mi spune că prunii crescute aici la voi. Chiar aici, în Nevada, de alături. Wow! Doamne, dar arată extraordinar! Dacă te-ai duci cu prunile astea la expoziția de prune, cu siguranță e Grand Prix. Sunt atât de gustoase că nu le pot mânca din picioare. Dar să guști pierse ce-i strânce de gustoși. Neapărat. Noi, în schimb, te vom servi cu un chili con carne în vreo 10 minute. Iar acum, prieteni, pe final de rețetă, un ultim detaliu. Adăugăm porumbul conservat. Dulce. Amestecăm. Și chili con carne este aproape gata. E timpul să aranjăm în farfurie, prieteni. Chili con carne este gata. În această farfurie și o voi servi. Wow! Uite, exact acum. Draga mea Elena, îți mulțumim că ne-ai primit. Servește acest chili con carne, gătit cu mare dragoste, aici, în satul moldovenesc. Mulțumesc, abia aștept să văd. N-am lingură, în schimb, am pâinică. Mulțumesc din suflet. Le mulțumim gazdei acestei minunate pensiuni agroturistice, satul moldovenesc. Cu siguranță o să revenim aici. Prieteni, toate rețetele noastre le găsiți pe pagina noastră de Facebook, Acasă cu Traian, sau pe canalul nostru de YouTube, Acasă cu Traian. Eu vă doresc poftă bună și nu uitați, mâncați sănătos, dar, în primul rând, gustos. Boss, dă-te și tu la umbră. Stai în soare. I'm going all the way up.